Deputatul PSD Mehedinți Alin Chirilă a declarat faptul că nu știe dacă poate lua în serios propunerile președintelui PNL Florin Câțu de scăderea TVA-ului și a contribuțiilor pe salarii pentru temperarea inflației, pentru că nu de mult acesta a criticat ambele măsuri. În schimb, deputatul social-democrat consideră că președintele PNL ar trebui să-i ceară colegului său de partid, ministrul energiei Virgil Popescu, să prezinte mai repede planul de măsuri pe termen mediu și lung pentru stabilizarea prețurilor la energie, care reprezintă principala cauza inflației. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, i-a dat o replică dură lui Câțu. Nu știu când să-l iau în serios pe domnul președinte Câțu. Când a refuzat soluția Partidului Social-Democrat de a scădea TVA-ul la 5% din facturile de la energie, sau acum când cere scăderea TVA-ului la toate produsele. Când critica măsura Partidului Social-Democrat de scădere a contribuțiilor din salariile din construcții, pe motiv că afectează pilonul 2, sau acum când vrea să scadă contribuțiile la toate salariile. Este un fel de alba neagră în economie. Mai bine vorbește cu colegul său de partid să vină mai repede cu planul pentru piața de energie, pentru că 72% din creșterea inflației provine din prețurile la energie, a declarat Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți. Deputatul PSD a mai spus că este un lucru bun că președintele PNL a început să se gândească și la soluții, nu doar la criticarea partenerilor de coaliție, dar că aceste toate propuneri trebuie făcute în coaliție pentru a fi analizate cu seriozitate. Până acum, domnul Câțu doar își critica partenerii de coaliție, iar asta nu rezolva cu nimic problemele oamenilor. E bine că mai vorbește și de soluții, dar sper să fie un demers serios, nu doar un joc politic. Dacă are un plan să-l pună pe hârtie, cu impact și evaluare macroeconomică și să-l aducă în coaliție. Noi așa am făcut de fiecare dată. Altfel, doar cu vorbe nu se face primăvară, a mai spus reprezentantul PSD.